Detalierea informațiilor din meniurile restaurantelor a fost amânată până la data de 15 martie 2023, în urma consultărilor cu reprezentanții din Horeca, anunțat lunea Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, informează Ager Press. În urma consultărilor realizate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor cu structurile asociative și patronatele din Horeca cu privire la termenul de aplicare a prevederilor Ordinului Președintelui ANPC numărul 201 din 2022, conducerea instituției a decis amânarea acestuia pentru data de 15 martie 2023. Prevederile actului administrativ se referă la completarea listelor meniului din restaurante sau locații de alimentare publică, precum și adăugarea pe site-urile operatorilor economici care primesc astfel de comenzi online a detaliilor referitoare la ingredientele produselor alimentare și valorile lor nutriționale, astfel încât consumatorul să fie foarte exact informat referitor la preparatele comandate, se arată într-un comunicat al ANPC Remisager Press. Potrivit reprezentanților instituției, decizia de amânare a termenului de afișare a acestor informații în listele meniu fizice sau virtuale a fost luată pentru a da timpul necesar operatorilor economici să pregătească elementele corecțiilor de informare. Totodată, în perioada următoare, vor fi concepute îndrumare practice de exemplificare pentru fiecare tipologie de meniu, care urmează să constituie subiectul unor întâlniri periodice ale grupului de lucru format din specialiști ANPC și reprezentanții ai structurilor asociative din Horeca. În acest fel, consumatorii pot lua decizia în cunoștință de cauză atunci când aleg, într-o astfel de unitate, un produs sau altul, mai susțin reprezentanții ANPC.